Bună ziua! Mă numesc José Miguel Viñas și vă spun bine ați venit la un nou episod de Business in Romania. Astăzi am onoarea de a o avea lângă mine pe doamna Iliana Tomoiaga, inspector șef adjunct la ITM, Inspectoratul Teritorial de Muncă. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Doamna Tomoiaga, puteți să ne spuneți, vă rog, ce anume este ITM, Inspectoratul Teritorial de Muncă? Inspectoratul Teritorial de Muncă este o instituție publică de control care verifică toate societățile comerciale cu capital mix privat sau de stat. Noi verificăm aplicarea unitară a legislației privind relațiile de muncă și securitatea sănătatea în muncă. Atunci ITM, dacă am înțeles bine, ca instituție de stat și organismul de control, este ceva asemănător cu ce există în restul Europei. Nu este ceva unic pentru România, nu e așa? la fel avem corespondent în toată Europa ca și instituție de control. Puteți să-mi spuneți atunci câți angajatori și angajați activi sunt în județul Timiș, județul cu care vă ocupați dumneavoastră? Sunt 28.000 de firme active și 285.000 de salariați activi în județul Timiș la data la care noi discutăm. Ce sfat ați da unui investitor care ar considera posibilitatea de a investi în România, de a veni aici pentru a deschide o fabrică, o activitate economică? În primul rând, să facă o prospecție a mediului de afaceri din România și ce business s-ar preta pentru momentul acesta în România, să cunoască foarte bine legislația din țara noastră, atât legislația în ce privește respectarea drepturilor muncii și a tot ce ține de relațiile de muncă, sănătate, securitate, muncă, a codului fiscal și a celorlalte legi care uh, guvernează mediul de afaceri la ora actuală. Asta înseamnă, în mod practic, să apeleze la specialist. Da, bineînțeles, trebuie să apeleze la specialist sau la persoane care au cunoștințe și care sunt abilitate în domeniile pe care eu le-am spus. Ați insistat foarte mult cu respectarea legislației, așa cum este normal. Dumneavoastră reprezentați un organism de control de stat. Ce se întâmplă cu firme care nu respectă uh, legislația? Fiind un organism de control, în primul rând verificăm dacă firma respectivă are salariații angajați cu contract individual de muncă. Este obligatoriu să nu-i pui să prestezi o activitate înainte de a încheia anterior cu o zi de începere activității contract individual de muncă. După care acest contract individual de muncă se transmite în Registrul General de Evidență a Salariaților în format electronic, Trebuie omul să fie verificat din punct de vedere medical, să fie apt pentru munca pe care o va depune și să îi se acorde salariul pe care l-a negociat în contract și toate drepturile pe care le-a negociat cu angajatorul în contract. Vreau doar să spun celor care sunt interesați să-și deschidă un business în România, faptul că pentru fiecare persoană pe care o găsim prestând activitate fără a avea încheiat contract individual de muncă înainte de începerea activității, amenda este de 20.000 de lei cu posibilitatea de a plăti în 48 de ore 10.000. Și dacă găsim mai multe persoane care prestează activitate fără forme legale de angajare, putem să mergem să amendăm societatea respectivă până la 200.000 de lei. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Iliana Tomoiaga, inspector șef adjun la Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș și vă așteptam la următoarele episoade de Via România Business.